Domnilor și domnilor, bună seara! Și bun găsit la Flash Monden! Este luni, bunii mei, iar luni, ce se întâmplă luni? Ia spune ce se întâmplă! Începem o săptămână nouă, așa, care musai, da, musai, trebuie să fie perfectă. Îmi place de tine. Mm-hmm. Așa îmi place, așa cum a fost și weekendul perfect, cel nu? Puțin, cel puțin, Diana, cel puțin, l-ai văzut, litoralul este plin. Am fost și eu acolo. Și tu ai fost? Da, ce drăguț. Și pe mine nu m-ai luat. Lumea pleacă în vacanță. Doamne, parcă părem așa cu toții mult mai relaxați. Eu sunt, să știi, eu serios? Sunt mult mai relaxată și mai încinși, pentru că știm cu toții căldura ne dă mari bătăi de cap, dar nu ne plângem absolut deloc, că nici nu s-au așezat bine cojoacele în dulap și n-am vrea să ne mai dea un insoare prin iunie-iulie. Unde mai pui că ne așteaptă și o seară incendiară. Avem și vești ce ne pun inima la bătaie. Ce bine sună, hai să vedem titlurile ediției. Divorț șoc în showbiz. Brigitte Pastramo vrea la tribunal și nu mai e loc de întors. Aflăm toată povestea imediat la Flash Monden. Mădălina Ghenea se luptă fără prea mare competiție pentru titlul de cea mai frumoasă femeie din lume. A sărbătorit lansarea filmului Deep Fair pe un iaht tocmai la Cannes, iar apariția ei a fost răvășitoare. Vedem și noi imaginile în această seară. Celebra artistă Cardi B dă testul îndemânării în fiecare zi. Manicura-i dă mari bătăi de cap, dar vrea să le demonstreze tuturor că pentru ea nu există, nu se poate. Schimbă scutecele cu viteza luminii. Se numără mai nou divorțurile în showbiz, precum ciupercile după ploaie. Nu trece ziua și mai aflăm de un divorț bombă. Exact. Ce vrei să spun? Un alt cuplu, vreau să-ți iau vorba. Da, pentru că eram nerăbdător să anunț că un alt cuplu celebru și-a spus adio. Brigitte a aruncat bomba și gata, e oficial, divorțează de, cine crezi? Pastram. Extraordinar. Nu-l mai suportă, domne, și pace. Unde a greșit Pastram? Unde o fi greșit săracul? E, aflăm chiar de la Brigitte, nu? Pentru că e furioasă foc. Please tell me how to hear what's broken, to say the unspoken. Nu mai am cu cine să fac copilul. M-am despărțit de Florin. Nu mai sunt cu Florin. Da? Da. Mai e Florin, adică cât o mai trebuie. Florin poți rămâne, nu mai există în viața mea. E clar că cu Brigitte n-ai cum să te plictisești. A aruncat bomba. Ea și Florin Pastramă nu mai formează un cuplu. 3 ani de zile a durat căsnicia lor și se pare că scandalurile au fost cele care i-au pus capac lui Brigitte. Nu contează de când, nu mai există în viața mea. E un capitol care s-a încheiat definitiv. Când s-a întâmplat ruptura? Acum o lună, două? Nu doresc ca să dau amănunte, dar nu mai este în viața mea și... E o chestie care am ales să o decizie pe care am luat-o după foarte multe eforturi pe care le-am făcut și care până la urmă au dus tot la ceea ce știam dinainte, că nu avem ce să căutăm împreună. Așadar, chiar s-a rupt lanțul de iubire. Brigitte e gata să meargă la notar să încheie socotelile cu Pastramă. Va urma un divorț? Este un divorț. Adică ce? Da. La notar sau că voi erați luați cu acte? Da, da, da. Din păcate, da. Da, vrei să divorțezi la notar sau la tribunal? Păi nu am nici copii, nu am ce să împart, nu am de ce să divorțez la tribunal, pentru că am făcut o convenție matrimonială și doar o procedură normală de divorț. Atâta, nimic mai mult. Divorț la notar. Da. Și nu te mai întâlni. Nu există. Motivele rupturii subite? Fără doar și poate că nu i-a picat deloc bine lui Brigitte când s-a trezit cu mascații la ușă. Bașca, fostele iubite ale soțului care i-au amărât căsnicia cu vârf și îndesat, au cântărit tare mult în luarea deciziei de a merge mai departe pe drumuri separate. Noi voi ați mai avut probleme în căsnicie, nu? Probleme. Am avut eu multe, foarte multe, cu
cum să spun, am dat foarte, foarte multe, am iertat foarte mult și până la urmă nu cred că a fost un lucru foarte bun. Că am tot iertat. Și gata, nu se mai poate. Mână așa 3 ani am fost băgat în foarte multe scandaluri care mi-au estompat foarte mult munca. Am fost târâtă în procese cu fostele lui iubite. M-am scăldat într-o măcirlă care nu mi-a aparținut, așa că toate lucrurile... Sper că o să-și revină la normal cândva. Vina, de fapt, aparține numai lui pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu, vina aparține mie, că am acceptat. Megan Fox face senzație peste tot pe unde merge. La premiile Billboard din Las Vegas a furat toate privirile. O vedem la rubrica Așa da, așa nu. Gata, gata, vă rog, stingem lumina, nu mai are sens. Gata, ce să... Măi, eu te înțeleg. Pe cuvânt, da. Eu te înțeleg. Da. Știu că te-a răvășit, că și eu când mă uit la eu femeie fiind, pot să spun că este ceva... Dar cum se poate așa ceva pe pământ? Zi-mi tu mie. Uite că se poate. Mm. Doamnelor și domnilor, colegul meu aici de față, distinsul Cove, e fascinat de nimeni alta decât a noastră colegă. Ia uite, ești Madalina Ghenea. Uite este, da. Frumoasa româncă a făcut senzație pe un iaht de pe Riviera franceză. Da, a sărbătorit lansarea filmului Deep Fear, în care este protagonistă și a ales o ținută care pură evidență, așa, ce să mai... Pe... O pune și în gânduri și în toate visele bărbaților, nu? Spui, Madalina Ghenea, spui perfecțiune, românca noastră face senzație peste tot pe unde merge și cu niciun chip nu are cum să treacă neobservată. Fie că face un selfie, fie că pășește pe covorul roșu, diva e divă până în măduva oaselor. Electrizantă, cu un sex appeal debordant, Madalina Ghenea face ravagii în rândul bărbaților. Nu e unul care să nu viseze la ea. Recent s-a bucurat alături de colegi la lansarea filmului Deep Fear, în care e protagonista alături de actorul Ed Westwick. Ce mai s-a dat peste cap pentru un look perfect? A urcat pe iaht la Cannes și parcă și valurile s-au oprit. A fost tare încântată de cum a ieșit filmul și n-a putut să nu împărtășească cu toată lumea bucuria momentului. Și după 8 luni lungi și pline de provocări, am avut șansa să sărbătoresc și să urmăresc alături de prieteni atât de dragi prima proiecție a filmului Deep Fear. Iar la o așa lansare, avea nevoie de o apariție cu adevărat spectaculoasă. Madalina Ghenea a ales o rochie albastră, toată acoperită cu paiete și cu o crăpătură adâncă pe picior. Reacțiile de apreciere, credeți că au întârziat să apară? Nici vorbă! Fascinantă, de neegalat unică, frumusețea ta e ireală, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Doamne, Madalina, ce frumoasă ești, arăți superb în rochia albastră. O zeiță, ești una la un miliard, sunt doar câteva din mesajele postate de fanii ei. Și dacă fanii au reacționat așa, vă dați seama cam ce reacție a stârnit pe iaht. Madalina Ghenea s-a ancorat foarte bine în lumea cinematografică după rolul din celebra peliculă House of Gucci, în care a fost întruchiparea Sofiei Loren. În Deep Fear i-a dat viață lui Naomi, proprietara unui iaht care pornește într-o călătorie pe mare pentru a se întâlni cu iubitul ei Jackson, interpretat de Ed Westwick, în Grenada. Însă călătoria ei liniștită se va transforma însă într-un coșmar. La filmări nu s-a stat o clipă, ba în mare, ba pe uscat, ba îmbrăcată ca un scafandru, ba cât se poate de sexy. Uite așa se perinda Madalina Ghenea pe sub ochii partenerului ei de film, despre care fanii sperau să devină noul ei partener de viață. Today it's weekend time, so we're happy. I mean, I'm very happy to be on set, but it's good to have a break sometimes.
Acum n-a ieșit nici fum, nici foc nu s-a aprins. Cine știe ce s-o fi întâmplat acolo? Căci două variante bătute în cui au fost. Derivatele nenumărate. Ea singurică, despre el presa scria recent că s-a certat cu iubita, așa că multă lume se aștepta ca să izbucnească un foc de amor. Doamne, cum sunt femeile când iubesc! Cum sunt? Superbe! Superbe! Uite exemplul lui Megan Fox. De când e cu Machine Gun Kelly, zici că întinerește. Hai că tânără a fost mereu și frumoasă, da. Nu mai zic. Dar, într-adevăr, emană ceva de-ți zice vinoncoa, nu? Da, a trecut și prin ochiul critic al lui Cornel, așa că începe rubrica Așa da, așa nu. Să vedem dacă zice același lucru. Eu zic că da, n-are cum să zică și noi. Asta e, da. Bună seara! Bună seara, Diana, bună seara, Cove, bună seara, doamnelor și domnilor, ce faceți, cum sunteți? Sper că sunteți bine. Ce bine? Foarte bine trebuie să fiți, pentru că noi suntem extraordinar de veseli, pentru că suntem din nou în platoul Așa da, așa nu și alături de mine am o invitată extraordinară, Ana Muntean, fashion and lifestyle blogger. Bună seara! Bună, Cornel, bine te-am regăsit, foarte bine, mulțumesc. A, perfect, strălucești la propriu, e mulțumesc. De bine, asta înseamnă că îți merge foarte bine. Da. Dar oare vedetelor o să le meargă bine după ediția de astăzi? Ei bine, doamnelor și domnilor, industria muzicală a fost în vreamă de mare datorită premiilor Billboard, care au avut loc în Las Vegas. Ceremonia de decernare a premiilor Billboard a fost una impresionantă, unde artiștii au urcat pe scenă pentru a cânta, ori pentru a primi statueta mult dorită, iar totul a început cu mult așteptatul covor roșu, acolo unde celebritățile și-au etalat ținutele pe care le-au pregătit, iar prima pe lista noastră este Doja Cat, care a fost una din artistele răsfățate ale serii, deoarece ea și-a adjudecat 4 premii din cele 14 categorii la care a fost nominalizată. Pentru covorul roșu a ales o casă de modă franceză, însemnând accesorii supradimensionate, un corset sculptural, o geantă sub forma planetei Saturn și o pereche de papuci sculptați. Așa da sau așa nu pentru apariția ei? Jumătate. Știu că nu se poate. Credeam că vii așa cu un mare, așa da. Nu, îmi place foarte mult de ea, îmi place cum acel corset îi evidențiază talia, dar bustul nu îmi place deloc cum arată în partea de sus. Nu aș purta așa ceva, din punctul meu de vedere este așa nu, deși îmi place foarte mult de ea. Și atunci, verdictul final? Nu. Așa nu. Așa nu. Dacă e să analizez toate aparițiile ei de până acum, și multe au fost pe așa nu, foarte multe, da. Această ținută este un next level. A avut grijă să se îmbrace potrivit, iar acea casă de modă de vreo 3 ani încoace face niște creații excepționale. Dar judecând după aparițiile ei și la cum arată acum, mie îmi place foarte mult. Acei papuci, dacă îi căutați pe internet, o să vedeți că sunt extraordinari, sub forma piciorului, foarte bine sculptați acolo din cu auriu, extraordinari. Mie îmi place că a încercat altceva, vorbim de niște premii muzicale, e cumva și în ton cu evenimentul. Da, mie îmi place, așa da din partea mea. Dar Megan Fox a uimit pe toată lumea cu apariția ei de femme fatale modernă, grație unui designer londonez de această dată. Mânușile cu aplicații florale au urmat forma rochei, creând un tot unitar. Da sau nu pentru apariția ei? Da. Categoric da. Nu ai cum. Nu, deci e superbă. Păr, machiaj? Îmi place foarte mult și părul. A ales o coafură, un styling foarte simplist. Rochea este deja destul de încărcată, dar o pune în evidență. Ce să mai n-am cuvinte. E frumoasă. Ești cam speechless. Dar așa și este. Mi-a rămas privirea efectiv blocată spre această ținută. Este foarte frumoasă, îmi place. Ai purtat? Da. E normal. Dar chiar arată foarte bine. Nu avea de ce să mai încarce look-ul. Vedeți, în cazul de față, crăpătura, într-adevăr, este destul de înaltă, dar e mai finuță, pentru că avem acea formă de V acolo, nu avem formă de arcadă. Arată foarte bine. Este într-o parte, la fel, îi scoate în evidență piciorul. Acele mănuși sunt excepționale, că până la urmă mănușile fac toată ținuta în cazul de față. Pentru că dintr-o rochie simplă, neagră, acele mănuși au făcut efectul de wow. Mă bucur că nu și-a încărcat look-ul cu cercei, lanțuri și așa mai departe, pentru că nu mai era cazul. Cumva are un echilibru foarte bine gândit acolo, așa da, de
3 ore așa, da. În schimb, Heidi Klum a urcat pe scena premiilor pentru a prezenta categoria Top Rock Artist, dar până atunci a adus soarele pe coverul roșu cu această rochie galbenă în valoare de $2,600. A ales o pereche de cizme negre și o pereche de mănuși pentru a-și compune look-ul. Ce părere ai de apariția ei de $2,600 plus accesorii? Arată sau nu arată? Nu. Nu. De ce? În primul rând, și mănușile și cizmele mi se par un pic prea mult, poate prea grosolane. Rochia este frumoasă pentru că ea știe să o poarte. Este o femeie frumoasă, dar parcă, nu știu, parcă ieșită de la duș, proaspăt ieșită de la duș, nu știu. Mie personal nu-mi place. La corpul ei și cât este de frumoasă, putea face o alegere mult mai bună. Primește așa, nu, din partea ta. Din partea mea, da. E interesantă apariția ei. Recunosc că am văzut rochia și pe catwalk, că la fel de bine arată și pe model. Doar că vorbim de niște premii muzicale, aș fi vrut ceva mai relaxat, dar cumva și potrivit. Adică aș fi renunțat la acele mănuși, nu exact. Le văd rostul. În cazul precedent, mănușile compuneau toată ținuta. Aș fi renunțat și la aceste cizme în detrimentul unor sandale, wow, correct. Mult bling-bling pe correct. Ele sau ceva, ceva sculptural, pentru că până la urmă avem doar rochia care este într-o singură culoare și contrastul între negru și galben poate să funcționeze în anumite cazuri, dar în cazul de față nu. Ce aș fi renunțat la cizme și pun niște sandale top of the top. Iar părul, într-adevăr, e un semi-wet look acolo, dar nu prea, adică ori mergi pe wet look până la capăt, ori îți faci niște bucle lejere extraordinare. Drept urmare, cu toată părerea, de această dată Heidi Klum a dat-o cumva în bară și primește un așa nu, dar tu primești un așa da, pentru că ai fost alături de mine și îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și abia aștept să ne reîntâlnim. Corect. Doamnelor și domnilor, atât din platoul așa da, așa nu, să aveți o seară excepțională. Artista Cardi B a dat testul îndemânării. Cu niște unghii inimaginabil de lungi a schimbat un scutec cu viteza luminii. Cum s-a descurcat, vedem imediat după publicitate. Rămâneți cu noi, parcă mă dor pe mine mâine. Am revenit, suntem la Flash Monden. Diana, te rog frumos, unghiile la control. Hai, ia să vedem. Frumos, bravo, tăiate corespunzător. Vreau să văd cât de lungi sunt unghiile și știi de ce? Nu-mi plac unghiile lungi. De vrei ce? Să scoți și batistuța? Nu e nevoie, da. Vrei să intri într-o competiție serioasă? Nu, că știu despre competiție și nu am șanse să intru aici, nici măcar cu pile. Adică, da? Mai ales cu pilele mele, care îmi fac unghiile cât mai scurte, da, nu am nicio șansă. Stai o secundă. Când schimbai scuteci, așa. Mai schimbi scuteci acum, nu mai schimbi, nu? Mai schimbi? Adică, cum? Când schimbi scutece, ai schimbat vreodată scutece cu unghii mari, așa? Niciodată, asta zic, nu-mi plac unghiile lungi. Da. Ce să fac, să intre de toate pe sub ele? Nu. Doamne, stați să vă explic că poate nu înțelegeți așa, despre ce vorbim noi aici. Bunii mei, Cardi B, această excentrică a showbiz-ului internațional, a dat proba de foc. A schimbat scutece cu niște unghii, dom'le, inimaginabil de lungi, ce să mai... Eu rar am mai văzut așa ceva, pe cum vă spun sincer. Ți-a zis eu, nu? Da. Auzi, dar mai spunem și că testul a dat pe un ursuleț de pluș? Bă, e important. E important, da, dacă era un copil, săracul zgâria de... rău. Dar asta și ursulețul ăla, săracă jucărie. E sexy, era o femeie fatală și nu se dezminte în nicio apariție. Pe scenă face ravagii, iar în viața de zi cu zi e mamă cu normă întreagă. Are 2 copii cu artistul Offset și mai e și mamă vitregă pentru cei 3 copii ai lui. Ce mai? Casa lor e într-un haos permanent și o agitație de nedescris acolo. Cu toate că mereu e cu copiii după ea, că mereu face lucruri pentru ei, Cardi B nu se dezminte. Diva e divă și în bucătărie și pe scenă și când face curățenie. Credeți că nu schimbă scutece? Ba schimbă. Că nu gătește? O, ba da!
face absolut de toate și merită și un premiu. Artista poartă orice ar fi unghii inimaginabil de lungi și nu odată s-a întrebat lumea cum reușește să se descurce. Hai că la bucătărie mai e cum mai e, dar la schimbat scutece, nicio grijă, rezolvă problema cu brio și a făcut și o demonstrație. Bine, pe un ursuleț cu care n-a fost cea mai delicată din lume. Take it off, you know, you gotta make sure that, you know, if you didn't do too much poop, I just put it all the way down, like that. You always wanna make sure you clean the butt cheeks, the butt cheeks, the butt cheeks, the butt cheeks, make sure it's clean, so then you could turn them to the side, you open it up like this, little butthole, you clean the butthole really good. Priviți dexteritate, priviți naturalețe și totul, pe când seamănă cu omul foarfecă, păi nu merit un premiu. Iar periplul schimbatului de scutec continuă cu aceeași lejeritate. Noroc că pe masă e un ursuleț de pluș, că dacă era un copilaș ceva mai agitat, nimeni nu poate ști dacă unghiile ar fi rezistat procesului. And I just open the diaper and I just whoop, nice and long, nice and tight, make sure nice and tight, then I just, this is the part I hate the most. Cu brio s-a descurcat și se vede că e familiarizată tare cu procesul. Cardi B a devenit mama anul trecut pentru a doua oară. A adus pe lume un băiețel sănătos foc și a făcut din toată perioada de femeie gravidă un adevărat spectacol. Când a aflat că e însărcinată, a decis că toate momentele trebuie să fie memorabile, așa că a dat marea veste pe scenă la Better Words. A apărut îmbrăcată într-o salopetă mulată cu o porțiune neagră transparentă, cât să se vadă prin ea burta de gravidă și imediat echipa de PR a publicat pe conturile de socializare o fotografie nud în care artista apare în toată splendoarea. Cardi B și Offset au împreună 2 copii, iar el mai are 3 din relații anterioare. Eh, vezi? Mă simt oare prost că n-am unghiile așa de lungi? Nu. Hai să spun ceva, nici mie nu-mi plac unghiile astea foarte, foarte exagerat de lungi așa. Nu știu. Te mai scârpină pe spate. Dar vezi că sunt mânuțe de alea lung așa, tot felul de dispozitive, de alea cu care poți să te scârpi liniștit. Ce dar rost are? Când se rupe o unghie de aia de aici așa să Da. Nu știu ce să zic, nu vreau să dezvolt prea mult subiectul ăsta cu unghiile. Dar oricum Cardi B se uită la noi în fiecare seară. Da. Și mă gândesc că nu e frumos să vorbim despre unghiile, decât într-un mod Nu, dar alta că poate și le taie și păi nu. Da, nu, și să nu se supere pe noi că nu mai vine nici în emisiune invitată și uite așa ne punem în cap pe cine nu trebuie și că bine zici. Super, hai mai bine să încheiem ediția din această seară și să vă dăm întâlnire din nou mâine. O seară minunată. Toate cele bune. Thank you.